Vești bune pentru locuitorii cartierului Valea Gardului din orașul Vălenii de Munte. Primăria a alocat fondurile necesare ca întreaga zonă să beneficieze de sistem de canalizare, de care se vor bucura în total 900 de locuitori. Avem în lucrarea de canalizare, de introducerea canalizării în acest cartier, lucrare începută în vara acestui an, în luna a șaptea, cu o lungime de canalizare de 2820 de metri, cuprinzând două stații de pompare și una de tratare. Bine, toată mizeria, pe șans, pe... Și atunci... Trebuie neapărat să fie, sigur că da. E bine, face lucruri bune. E bine, nu e rău. Câte necesară este? Păi nu vă dați seama cine are băi, noi n-avem până în prezent. Venea pe stradă toate mizerile. Avem fântâni, în curte avem. Sigur că da. E foarte important, că este mizeria, higiena acum e mai curat, mai altfel, față de pe cum am fost și cum am trăit în Pozmol, așa, în toate astea. Ați așteptat o viață întreagă? Hai de mine, dar de ani de zile de când așteptăm și bine că a fost cu primarul ăsta. Cu... Pentru copiii noștri, cred că sunt folositoare, da? Pentru mine, eu mai am niște zile și pot să spun că și așa, e pe partea aia, văd, că pe acolo au jurnalit oamenii ăștia. Mai avea speranțe că aici, în cartier, o să aveți canalizare? Eu să știu, să vă spun drept, eu n-am fost la nicio ședință, n-am fost, care au cerut și astea, uite că s-au făcut, adică să face. Pentru lucrările de canalizare s-au alocat 980.000 de lei din bugetul local al primăriei Vălenii de Munte. Termenul de execuție este de 24 de luni.